Bine ai venit pe Hai la Film! Astăzi voi explica un thriller japonez de mister numit Death Note. Aveți grijă la spoilere! Scena de deschidere are loc în Tokyo, unde poliția este în urmăria unui fugar pe nume Yusuke Hibashua. În încercarea de a evita capturarea, Yusuke ia o fată nevinovată cu o statică și amenință viața. Cu toate acestea, el experimentează brusc o durere severă în piept și se prăbușește, ducând la moartea sa. În altă parte, directorul adjunct al afacerilor externe iese din biroul său doar pentru a se trezi înconjurat de mass media. Reporterii încep să-l inunde cu mai multe acuzații și întrebări, dar înainte de a putea răspunde, el se prăbușește și moare, la fel ca Yusuke. În mod similar, în oraș are loc o succesiune de morți inexplicabile, toate implicând criminali. Pe măsură ce frecvența acestor morți crește, anumite grupuri religioase le interpretează ca pe o pedeapsă divină a lui Dumnezeu împotriva păcătoșilor. Între timp, publicul este divizat în ceea ce privește cauza acestor decese, mulți considerând că un individ cunoscut sub numele de Kira este responsabil. Unii îi susțin acțiunile, în timp ce alții îl consideră nimic mai mult decât un criminal. Într-o seară, un buletin de știri de ultima oră captează atenția mulțimii. Reporterul anunță că un bărbat pe nume Hiromiki Imauzimi a pătruns într-o companie financiară și ține în prezent o status civil. În mijlocul mulțimii de oameni există un bărbat pe nume Light Yagami, care, la aflarea veștii, își scoate caietul și scrie numele lui Hiromiki în el. Câteva clipe mai târziu, reporterul anunță șocant că Hiromiki a murit. Unii dintre ostatici susțin că s-a prăbușit după ce a suferit o durere bruscă în piept. După aceasta, filmul se duce la câteva săptămâni mai devreme. Light intră pe site-ul poliției japoneze și află că toate cazurile de criminali căutați sunt închise. Pentru a-și confirma suspiciunile, merge la un bar din localitate, unde l-aude pe unul dintre infractori, recunoscând că poliția l-a eliberat, iar nimeni nu-l poate încarcera acum. Auzind asta, Light devine tulburat și începe să-și piardă încrederea în sistemul juridic al națiunii. Într-o noapte ploioasă, dă peste un caiet cu aspect misterios numit Death Note și-l ia cu el. Ajuns acasă, citește prima pagină care spune că numele oricărui om este scris în caiet va muri. După care era de așteptat, Light nu ia în serios și presupune că este o glumă. Apoi pornește televizorul și vede știrile despre un criminal care a făcut ravagii în ultima vreme. Pentru abuzament, Light mâzgălește cu nonșalanță numele criminalului pe caiet. A doua zi dimineață, în timp ce ia micul dejun, citește ziarul și este șocat să afle despre moartea subită și inexplicabilă a criminalului. Dar, în ciuda acestui fapt, Light rămâne sceptic și crede că este o simplă coincidență. Mai târziu, în timp ce se plimbă pe stradă, dă peste același criminal pe care l-a văzut în barul local. Pentru a-și verifica presupunerile, Light scrie numele criminalului în Death Note, în timp ce îl observă de pe partea opusă a drumului. Spre surprinderea sa, criminalul simte imediat dureri în piept și moare. Acest lucru îl convinge în sfârșit pe Light de capabilitățile extraordinare ale notebook-ului și continuă să citească cu atenție toate regulile acestuia. Conform regulilor, caietul funcționează doar dacă scriitorul poate vizualiza în minte chipul persoanei. În plus, dacă cauza morții nu este specificată în 40 de secunde de la scrierea numelui persoanei, acesta va muri din cauza unui atac de cord. În acea noapte, Light se întoarce acasă când îl întâlnește pe zeul morții, care se prezintă ca Ryu. Se dezvăluie că doar cei care ating Death Note îl pot vedea. Inițial, Light este îngrozit să vadă silueta înfricoșătoare și întreabă dacă a venit după carte, dar Ryu promite că nu vrea să facă rău. Apoi spune că Light poate folosi cartea de câte ori dorește. Auzind acest lucru, protagonistul nostru devine hotărât să creeze o lume fără crimă, în care cei drepți vor fi eliberați, iar cei răi se vor ascunde de frică. În prezent, poliția încă investighează decesele misterioase care au avut loc, dar până acum nu au indicii despre așa zisul domn al legii, Kira. Prin urmare, apelează la o figură misterioasă cunoscută doar ca El pentru ajutor. El vorbește cu polițiștii prin intermediul unui laptop și suspectează că Kira este din Japonia și comite aceste crime pe cont propriu. Deci, el vine cu un plan. El, cu permisiunea poliției, folosește un criminal fugar pentru a-l contesta pe Kira printr-o transmisie în direct. Planul funcționează și când Light urmărește emisiunea, el devine înfuriat de cuvintele jignitoare ale criminalului. Prin urmare, el scrie rapid numele în Death Note, făcându-l pe criminal să moară instantaneu. În urma acestui incident, vocea reală a lui El apare pe transmisiunea în direct și el spune că toată treaba a fost o capcană pregătită pentru a-l restrânge pe Kira. El dezvăluie că emisiunea a fost difuzată exclusiv în Japonia, iar acum poliția știe că Kira este din Japonia. De asemenea,
El avertizează că odată ce Kira este reținut, va fi condamnat la moarte. Între timp, Light, care se uită de acasă, devine îngrozit de amenințări. Cu toate acestea, este neputincios să intervină pentru că El nu-și arată niciodată fața nimănui. În scena următoare, departamentul de poliție numește unul dintre cei mai buni ofițeri ai lor, Sakiko Yagami, ca investigator principal al cazului. În mod ironic, se dezvăluie că este tatălui Light. Cu ajutorul lui El, polițiștii își continuă ancheta. Ei examinează momentele generale ale morților și descoperă că acestora corespund orarul unui colegiu. Drept urmare, ei ajung la concluzia că Kira este un student care nu ucide pe nimeni în timpul orelor. Light, care poate sparge cu ușurință baza de date a poliției, devine conștient de această informație și începe să-și schimbe orele de ucidere. Când poliția află despre asta, ei bănuiesc că informațiile lor îi se scurg cumva către Kira. Mai târziu, în timp ce Light merge alături de noul său prieten Ryuk, își dă seama că un individ necunoscut îl urmărește. Ryuk dezvăluie că aceeași persoană îl urmărește de 2 zile. Auzind asta, Light este nedumerit de ce Ryuk nu l-a alertat mai devreme, iar acesta din urmă clarifică că este neutru. Nu-l sprijină nici pe el, nici pe poliție. Afirmația îl sperie pe Light și decide să fie mai precaut de acum înainte. Într-o zi, Light și cel mai bun prieten al lui, Shiori, urcă într-un autobuz și tipul necunoscut îl urmează. Înfuriat, el se confruntă cu individul, dar persoana arată ignoranță. Câteva momente mai târziu, un tip se ridică brusc de pe scaun și ia ostatici pasagerii. Se dezvăluie că el este un criminal care tocmai a evadat din închisoare. Light vrea să ajute, dar din moment ce nu știe numele criminalului, pur și simplu scrie pe o foaie de hârtie că este pe cale să facă ceva. Când adeptul necunoscut observă acest lucru, el încearcă să-l oprească pe Light, avertizându-l despre pericolul potențial. De asemenea, se prezintă ca un agent FBI pe nume Rae Imatsu. Conversația lor este întreruptă, criminalul se apropie de ei și smulge de la Light bucata de hârtie, care este doar o porțiune ruptă din Death Note. De îndată ce criminalul ține ziarul, Ryuk devine vizibil pentru el. Vederea monstrului înspământător îl face pe criminal să intre în panică, iar din cauza lui acesta fuge din autobuz. Din păcate, el este lovit și ucis de un vehicul care mergea cu viteză. Între timp, aflăm că agentul FBI, Rae, îl urmărea pe Light pentru că întreg departamentul de poliție îl suspectează pe Sakiko că i-a divulgat informații fiului său. Acum, având identitatea și aspectul lui Rae cunoscute, Light își propune să-l ucidă scriindu-i numele în caiet. Cu toate acestea, Ryuk avertizează că el va fi principalul suspect dacă va face acest lucru. Pentru a curăța orice suspiciune față de el însuși, Light decide să colecteze numele tuturor agenților sub acoperire FBI conectați la caz. Pentru aceasta, îl cheamă pe Rae la metrou și comunică cu el printr-un transmisător. Light îl șantajează pe Rae să scrie numele tuturor agenților FBI pe o bucată de hârtie, amenințându-l că va ucide pasageri nevinovați din tren dacă nu se conformează. Rae nu are altă alternativă decât să coopereze. Ulterior, el vede imaginile tuturor agenților din baza sa de date, iar Light le scrie numele în Death Note. Drept urmare, toți agenții FBI implicați în acest caz mor din cauza atacului de cord. Pe măsură ce munca lui se termină, Light îl ucide pe Rae fără inimă. Logonica celui din urmă se întâmplă să fie pe același peron și când îl observă pe Rae că se prăbușește, se grăbește să-l ajute, dar este prea târziu. Mai târziu, la secția de poliție, tatălui Light, Sakiko, face un anunț informând echipa că viețile lor sunt în pericol, deoarece Kira a început să omoare non-criminali. Drept urmare, el permite membrilor echipei să se retragă din caz dacă le este frică să nu fie uciși. După ce a auzit asta, toți, cu excepția a 6 ofițeri, părăsesc camera. Cei 6 cer ca el să-și dezvolte adevărata identitate înainte de a continua ancheta. În următoarea scenă ajung la apartamentul lui El și află că el este doar un băiat. Cu toate acestea, este extrem de inteligent, ceea ce îl face să iasă în evidență față de restul ofițerilor. El pare să fie dedus că Kira poate manipula cauza morții, deci el sfătuiește echipa să folosească nume false pentru a evita să fie vizați de Kira. Împreună încep să lucreze pentru a captura criminalul cât mai curând posibil. În altă parte, logonica lui Rae, Naomi, este devastată de moartea sa. Se dezvăluie că este un fost agent FBI care a lucrat anterior pentru El. Acum este hotărâtă să-l găsească pe ucigașul logonicului ei și să se răzbune exact la fel. Între timp, El descoperă videoclipul cu moartea lui Rae, în care îl observă pe Rae arătând spre cineva chiar înainte de a muri. Crezând că a găsit vinovatul, îl sună pe Sakiko și echipa lui pentru a informa. El arată apoi fotografiile posibilor suspecți, dintre care unul este Light. Ca rezultat, el vrea ca familia lui Sakiko să fie monitorizată constant. Pe de altă parte, Light începe să programeze morți cu 1 săptămână înainte și spune lui Ryu că misiunea trebuie să continue chiar dacă îi se întâmplă ceva. A doua zi, Naomi se confruntă cu Light cu suspiciune în timp ce este la facultate. Lori cunoaște de pe peronul feroviar, dar
neagă că a știut ceva despre moartea lui Rae. În ciuda refuzului său, Naomi îl suspectează și susține că el este cel care a folosit hacking-ul pentru a afla identitatea lui Rae. Dându-și seama că a fost demascat, Light îl scrie rapid numele pe o pagină din Death Note, dar Naomi dezvolie că nu poate ucide, pentru că i-a dat un nume fals. Înainte de a pleca, ea jură că îl va găsi pe Kira și nu se va opri până când acesta va fi închis. Mai târziu în acea zi, Light se întoarce acasă și observă un miros neobișnuit care îl face să suspecteze că cineva a intrat în camera lui fără știrea lui. Apoi îl informează pe Ryu că camera lui a fost plină de cameră și dispozitive de ascultare. Bănuiala lui se dovedește a fi corectă, deoarece el și polițiștii îi urmăresc constant în camera lui. După ce nu a găsit nimic incriminatoriu în primele zile, Sakiko se asigură că fiul său este nevinovat. Cu toate acestea, el insistă să continue supravegherea deoarece nu au fost raportate decese în timpul monitorizării lui Light. În a șaptea zi de supraveghere, Light este văzut luând cina cu familia sa. Odată ce a terminat, se întoarce în camera lui, încuie ușa și desface un pachet de chipsuri. Ron se indignă, studiază, prefăcându-se că nu este la curent cu supravegherea. Dintr-o dată există știri că un nou criminal a fost reținut, iar el moare la scurt timp după un atac de cord. Când agenții află de acest lucru, ei declară că Light nu mai este un suspect, dar el încă mai are suspiciuni. Cu toate acestea, îi ordonă asistentului său să elimine toate camerele și bugurile din camera lui Light. Fără să știe, Light ascunsese Death Note în pungă de jetoane și a scris pe ascuns numele criminalului pentru a-l elibera de acuzații. Într-o zi, Shiori îl sună pe Light și propune să se întâlnească la o galerie de artă, lucru cu care este de acord. În timpul apelului, însă, el bănuiește că ceva nu este în regulă deoarece vocea ei sună ciudat. În realitate, Naomi a luat o statică pe Shiori și o folosește pentru a atrage pe Light la locul de întâlnire. În scena următoare, după ce Light ajunge la galeria de artă, o găsește pe Naomi ținând o statică pe Shiori. Ea îi cere furioasă să mărturisească că este Kira, totuși Light neagă acuzațiile și o roagă să o elibereze pe Shiori. În încercarea de a-l face să mărturisească, Naomi chiar dezvăluie numele ei adevărat și cere să o omoare. Între timp, el și echipa urmăresc incidentul care se desfășoară prin camere ascunse. Nu după mult timp, Naomi este distrasă de sirenele poliției de afară, dându-i lui Shiori șansa de a se elibera și de a alerga spre Light. Dar într-o stare de panică, împușcă din greșeală biata fată. În timp ce Shiori cedează încet în fața rănilor ei, ea îl sărută pe Light și își mărturisește dragostea pentru el. Apoi ea moare lăsându-l tulburat. Curând după aceea, poliția ajunge la locul crimei și înainte de a o reține pe Naomi, ea comite ceva foarte rău. Scena revine apoi cu câteva ore mai devreme, unde Light află despre numele adevărat al lui Naomi din certificatul ei. Pe caietul său îi scrie apoi meticulos întregul complot al morții lui Naomi. În prezent, Light este abordat de tatăl său care își cere scuze că nu a salvat-o pe Shiori. În momentul în care Sakiko părăsește scena, Ryuk sosește și întreabă dacă s-a așteptat vreodată să o piardă. Light se întoarce cu un rânjit malefic, dezvăluind că el a fost cel care a complotat cu Naomi moartea lui Shiori. El spune că a orchestrat moartea lui Shiori ca parte a planului său de a face autoritățile să simpatizeze cu el și de a-l elimina ca suspect. Ryuk se uită la el cu dezgust în ochi și spune că Light este un demon în formă umană. Chiar atunci, el apare la fața locului ținând aceeași pungă de jetoane pe care Light o folosea pentru a scrie numele criminalilor. El se prezintă lui Light și îl invită să se alăture echipei lor pentru a o prinde pe Kira. Filmul se termină când cei doi se privesc amenințător.